Poliția a arestat un suspect de jaf la o bancă acuzat că a cerut doar un dolar de la angajați și că a refuzat să plece după aceea, cerându-le insistent să cheme poliția. Suspectul Donald, în vârstă de 65 de ani, a intrat în cursul dimineții într-o bancă din Salt Lake City și a dat unui casier un bilet pe care scria: "Vă rog să mă scuzați că fac asta, dar acesta este un furt. Vă rog să-mi dați un dolar. Mulțumesc." Angajații s-au conformat și au dat bărbatului dolarul cerut, apoi l-au rugat să plece, dar acesta a refuzat și le-a spus că trebuie să cheme poliția. În acest timp și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul că echipajul întârzia să apară. Donald le-a spus angajaților că sunt norocoși că el nu avea o armă, pentru că poliție i-a luat atât de mult să ajungă acolo, se arată în referatul de arestare. După ce Donald a pomenit de armă, directorul băncii a dus pe angajați într-o cameră din spate și a încuiat ușile, dar nicio persoană nu a fost rănită sau nu s-a simțit în pericol în timpul acestui incident. Bărbatul și-a văzut dorința îndeplinită atunci când au sosit polițiștii, el fiind încătușat și arestat. Le-a dat ca probă ofițerilor bancnota de un dolar și le-a confirmat că a intrat în bancă cu intenția de a o jefui. Donald a fost într-adevăr arestat, dar a fost eliberat după o zi, urmând să fie cercetat în stare de libertate pentru jaful de la bancă. Cu o săptămână înainte de acest incident, Donald a fost prins conducând sub influența alcoolului cu permis expirat, fiind cercetat separat și pentru aceste fapte, relatează Digi24.ro.